Sala Căminului Cultural din Malu a fost neîncăpătoare sutelor de oameni care au venit să sărbătorească Ziua Comunilor. Maria Loga, Rodica Mitran, Sanda Argin și Constantin Măgureanu sunt cei patru artiști care le-au oferit cetățenilor din Malu un spectacol minunat chiar de Ziua Comunei. Evenimentul a fost organizat de Ilie Clement în colaborare cu autoritățile locale. Astăzi avem spectacolul intitulat sugestiv Bună ziua, oameni buni, pentru că la Malu într-adevăr sunt oameni buni și le-am adus patru interpreți care fac cinste folclorului românesc. Sunt patru artiști îndrăgiți de marele public. Cea care a dat startul spectacolului numit Bună ziua, oameni buni, a fost Sanda Argint. Recitalul susținut de interpretă a fost pe placul publicului, care nu a putut rămâne indiferent la piesele artistei. Publicul îl îndrăgesc foarte mult și eu, pe publicul și publicul pe mine s-a văzut, pentru că ei sunt foarte jucăuși, o fire veselă, așa cum sunt și eu, și probabil înțeleg tot ce vreau să le transmit. Vremea mohorâtă de afară nu i-a împiedicat cu nimic pe cei prezenți, care au rămas să cânte și să danseze alături de ceilalți interpreți de muzică populară până la finalul spectacolului. Azi mai mult ca niciodată pe inima mea simt că trăiesc cu adevărat și am tot ce mi-am dorit. Orice solist cred că își dorește să cânte cât mai mult pentru a fi în atenția publicului și alături de oamenii care îl iubesc și apreciază munca. Le doresc ce doresc și pentru mine, sănătate, să fie sănătoși și să le trăiască cei dragi, să se bucure de toate realizările dumnealor, să aibă viață lungă și bucurii lângă familiile dumnealor. Mălurenii prezenți la eveniment au spus că spectacolul a fost peste așteptările lor, iar seara de duminică va rămâne pentru mult timp în sufletele lor. De asemenea, aceștia își doresc ca anul viitor autoritățile locale să le ofere un spectacol și mai reușit decât cel de duminică.